Producători, procesatori și instituții din Cluj s-au unit într-un cluster care acum se extinde din ce în ce mai mult. În fiecare zi, noi entități își manifestă intenția de a face parte din clusterul Agrotransilvania, pentru că în acest fel să simtă că le sunt apărate drepturile și că sunt incluși în proiecte complexe gândite pentru a impulsiona. În ultimul an, pentru clusterul Agrotransilvania au fost aprobate 3 proiecte prin noul Program Național de Dezvoltare Rurală și altele de cercetare și colaborare. Numărul de membri a crescut în aceste 12 luni cu aproximativ 50%, ajungând la 65, iar alți 5 candidați vor să devină parte a acestui grup. Perspectivele par optimiste pentru reprezentanții clusterului care vorbesc din nou despre extindere și dezvoltare. Extinde în mai multe modalități. În primul rând, singur, crește numărul de membri. Fiecare săptămână avem noi cereri depuse pentru a se integra în lanțul nostru de valoare și în același timp ne extinde și teritorial înspre județele adiacente Clujului, mergem spre Oradea, unde de mai de multă vreme avem deja și avem și proiecte în derulare aprobate și pe care le derulăm. Mergem înspre Alba, înspre Mureș, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, practic Transilvania este ținta pe care o avem noi. Cu ce vin nou producătorii care aderă la cluster? Clusterul este o structură care, prin definiția ei, trebuie să fie deschisă. Este o structură care, la care oricine poate adera atâta timp cât poate aduce un plus valoare lanțului pe care îl avem noi, lanțului de valoare. Și fiecare dintre ei își găsește acest loc. În principiu avem noi producători de produse alimentare, avem asociații noi de producători de legume, avem producători tradiționali de miere și avem instituții care catalizează aceste eforturi. Care sunt principalele avantaje pentru membrii clusterului? În primul rând, simplu fapt că aparțin unei structuri asociative care luptă pentru ei. În aceste condiții, următorul pas pentru cei din cluster va fi să găsească noi metode de a valorifica și mai bine ceea ce au și de a gestiona problemele unei structuri care va fi, dacă lucrurile continuă în același ritm, impresionantă, adică o dovadă în plus că asocierea și colaborarea pot aduce multe beneficii agriculturii din România.